din nou pe malul apei de această dată, în această frumoasă lună octombrie, deoarece, din punctul meu de vedere, cele mai bune luni de pescuit sunt septembrie și octombrie. În luna septembrie, eu având foarte multe concursuri la pește de talie mică și medie și în această lună octombrie încep concursurile cu pești de talie mare, implicit și partidele de pescuit. Astăzi mă aflu în incinta lacului Valcroft, vreau să fac o partidă de pescuit la metod, în distanțe scurte, utilizând o lansetă de 3 metri, lanseta 8K de 3 metri, vreau să încerc să aduc pești mari aici, în apropierea malului. Îmi este dor de drillurile cu pești de talie mare, dar prinși din distanțe scurte, adică un stil de pescuit unde pescarul trebuie să fie puțin grijuliu, ca să spun așa, să gândească puțin partida de pescuit. Fiecare pescar trebuie să intre puțin în pielea peștilor și să gândească felul în care ei s-ar hrăni acolo, în apropierea malurilor. Iar lacul Valcroft, din punctul meu de vedere, este un loc ideal pentru a testa acest lucru. Aici sunt niște exemplare frumoase de pești. Sunt obișnuiți oarecum cu mâncarea care se dă în maluri după ce pescarii termină partidele de pescuit. De obicei, acești pești se hrănesc mai mult în perioada de după masă, în partea a doua a zilei, dar eu, având un concurs în câteva zile aici, am hotărât să vin și să fac o mică partidă de test pentru a vedea dacă peștii au încredere și vin în mal în orele de pescuit ale concursului. Este ora 10 fără 10 minute, la ora 10 am să încep pescuitul, vreau să pescuiesc 5 ore între ora 10 și ora 15 și vreau să văd ce fel de pești reușesc să capturez. Ținând cont că astăzi aș dori să am cât mai mulți pești de talie mare, mi-am pregătit doar pelete. Știu din experiență că aici când se folosesc nade, și anume făinuri, carașii care nu sunt de talie mică, sunt de talie mare, inundă vadul, dar peștii mari nu mai au loc de aceștia, carașii se hrănesc cu frenezie, de aceea alegerea mea de astăzi este utilizarea peletelor. Așadar, mi-am pregătit o pungă de 1,8 kg de Method Carp Pellets, pe care am aditivat-o cu Complex T, o aromă destinată peștilor de talie medie și mare, o aromă foarte eficientă din portofoliul Dynamite Bait. Bineînțeles, există și pelete din această gamă Complex T, dar acestea nu sunt de diametru mic, sunt pelete de diametru mare, destinate mai mult pescuitului la crab. Iar eu, pentru a încărca metodul, am nevoie de pelete de diametru mai mic. Așadar, am ales Method Carp Pellets, care sunt ideale pentru pescuitul la metod, aditivate, așa cum am spus, cu lichidul Complex T. Pentru start am să duc în vadul meu 4 coșulețe, 5 coșulețe de mărime 7x5 pline de pelete pentru a nădi vadul, iar pe parcursul partidei, dacă o să fie nevoie să mai introduc pelete în vad, am să o fac în funcție de prezentările pe care le am. Luând în considerare faptul că astăzi aș dori să văd dacă reușesc să capturez pești de talie mai mare, ca momel de cârlig am să folosesc momeli scufundătoare, și anume
am la dispoziție pentru utilizare peletele de 8 mm mărin, halibut și krill, peletele găurite care sunt prezente la cutie, pe care le voi atașa la un cârlig VMC 7016, numărul 12, atașarea fiind făcută pe bandă de silicon. În mod normal, la acest diametru de pelete ar fi trebuit să utilizez un cârlig de 10, dar ținând cont că aceste pelete se dizolvă ușor-ușor în apă, cred că un cârlig numărul 12 este potrivit, pentru că peletele, așa cum am zis, o să-și micșoreze diametrul pe măsură ce stau în apă. Pentru fiecare lansare am să aloc 10 minute. Iar un alt aspect foarte important al pescuitului în vaduri scurte este acela de a pescui cu firul marcat cu ajutorul markerului solid special conceput pentru așa ceva. Mi-am măsurat distanța de 12 metri, am clipsat, mi-am marcat firul în fața clipsului cu markerul de fir, după care după fiecare lansare, în momentul în care metodul ajunge pe substrat, declipsez și slăbesc frâna, deoarece plecările de pește mare dintr-un vad atât de apropiat de mal sunt foarte violente și de cele mai multe ori, dacă firul este clipsat, firul se rupe. Cedează ceva, ori firul principal, ori strună, ori ceva cedează, deoarece distanța este mult prea scurtă, iar peștii de talie mare sunt extrem de violenți în momentul în care pleacă din vadul aflat în apropierea malului. Iată că la a doua lansare a intrat primul pește, care este destul de îmbrăcat. Am avut noroc că a ieșit foarte repede de pe vad, s-a dus în partea stângă în prima fază. Și se poate auzi ceasul, am avut prezentare înainte de cele 10 minute. Și sper să nu fie singurul. Și cu siguranță nu va fi singurul, deoarece am foarte mare încredere în această aromă Complex T, care, așa cum am spus, este destinată peștilor de talie medie și mare. Nu e un pește mic, fiindcă nu se dă bătut ușor. Și un alt aspect care mă ajută aici în Mal la Drill este lanseta, foarte permisivă, după cum se poate vedea. Un craft frumos de aproape 4 kg.
după scoaterea unui pește sau după fiecare recuperare din vad, pescarul trebuie să relanseze în lateral sau în orice altă direcție decât vadul nădit pentru a reclipsa acolo unde este marcat firul, acest lucru ajutând la o lansare precisă, la următoarea lansare precisă în vadul care este nădit. M-am dat jos de pe scaun ca să-mi iau penarul cu cârlige, deoarece îl lăsasem la geantă și era să-mi ia bățul din suport. Și exact așa cum am spus, frâna mulinetei fiind setată pe deschis, peștele a plecat pe frâna mulinetei, luând fir. A ieșit din vad, lucru benefic pentru mine, deoarece nu-mi deranjează ceilalți pești care se aflau acolo. Bineînțeles că există un oarecare deranj, dar nu atât de mare ca atunci când frâna este strânsă și peștele începe să lovească ceilalți pești, el rămânând în vad, fiind ținut de către pescar. Nu e nici chiar foarte mic. Este un crap în jur de 2 kg, 2 kg și jumătate. Am avut din nou plecare și se poate observa că am răbdarea necesară ca peștele să plece din vad. Deja a plecat destul de mult în stânga. Și acesta este unul mai mare, deoarece a plecat bătrânește încet. Se vede pe valurile pe care le face în larg că este un pește de talie mai mare, care nu vrea să se întoarcă.
cred că a plecat din vadul meu de 12 metri undeva la vreo 30 de metri distanță și încă vrea să plece mai departe, dar din acest moment intervin eu și îmi fac drill-ul, nu-l las să plece, deoarece e posibil să ajungă undeva la insulele artificiale și să se agațe. Mă ajută foarte mult și lanseta care este permisivă. Fiind o lansetă de 3 metri cu putere de lansare de 30 de grame, este o lansetă moale care preia toate șocurile. Și da, este un pește destul de mare, deoarece i-am văzut coada la suprafață, este destul de îmbrăcat. Și vreau cadrilul să-l fac destul de calm, pentru că la un moment dat peștele va ajunge pe vadul pe care l-am nădit și nu vreau să deranjeze ceilalți pești care ar putea să fie pe acolo. În partida de astăzi mi-am propus să nu scap prea mulți pești, așa că o să am răbdarea necesară să-i aduc pe fiecare la minciog. O da, acesta este un pește de saltea. Pește de saltea. Un cap frumos care se învârte undeva în jur de 6-7 kg. Îmi clipsez din nou. În aceeași distanță de 12 metri. Și îmi continui pescuitul în speranța că în aceste ore în care vreau să pescuiesc voi reuși să mai aduc câteva exemplare frumoase la minciog. În ciuda faptului că prezentările de caras sunt destul de dese, lucru care până la urmă reprezintă și un avantaj, deoarece trebuie să recuperez montura și să o relansez destul de des, aspect care până la urmă face ca nădirea vadului să fie una constantă. Adică eu introduc pelete destul de des în vad, lucru care cu siguranță îmi atrage și peștii de talie mare. Am avut o trăsătură violentă care m-a luat pe nepregătite. Și ăsta, într-adevăr, e un pește mai mare care a plecat vreo 20 de metri larg și care nu dă semne că vrea să se întoarcă. Și în astfel de momente, dacă pescarul care pescuiește în vaduri scurte, dacă frâna mulinetei nu este reglată bine și dacă firul nu este declipsat, în astfel de momente intervin accidentele. De cele mai multe ori, plecarea fiind atât de violentă, pescarul nu are timp să declipseze și accidentele se pot întâmpla ușor.
Asta însemnând de cele mai multe ori firul principal rupt, deoarece struna, dacă este din textil, este foarte puțin probabil să se rupă. Sau un alt aspect este acela de a îndrepta sau de a rupe cârligul. Dacă este un cârlig mai mic sau un cârlig mai fin, mai subțire. Eu, așa cum am zis, astăzi am 7016, numărul 12. Nu este un cârlig de pești foarte mari, este un cârlig ușor, dar am ales să folosesc acest cârlig deoarece utilizez momeli scufundătoare și vreau ca peștele, când aspiră momela aceasta, să fie aspirată ușor, să nu împiedice greutatea cârligului. O, da. Un pește de vreo 5-6 kg, cred că, la cum l-am văzut că a ieșit odată afară. Frâna este destul de liberă, dar o controlez cu degetul, atât cât să las peștele să-și facă damblaua, dar o să-l las să se ducă puțin. Este nervos tare. Și din nou a luat fir, s-a dus în larg. Și din nou îl aduc către mal. Chiar îmi doresc să-l aduc la mincioc și la saltea. Pentru a vedea cam cât este de mare. Și bineînțeles, pentru a avea ce pune pe această filmare, fiindcă până la urmă rostul acestei filmări este acela de a vedea dacă peștii de talie mare vin în vadurile de aproape pe această formulă de hrană, și anume peletele Method Carpelets și Aroma Complex T. Și da, a venit la mincioc. Un frumos crab comun la Method Carpelets și Complex T. Și acum este momentul să mai duc în vadul meu încă 3 coșulețe de pelete, coșulețele de nădire de 7x5, fiindcă prezentările s-au rărit, atât cele de caras, cât și cele de pește mare. Nu că cele de pește mare ar fi fost atât de multe, dar prin prezentările rare de caras simt că vadul meu nu mai are hrană. Și neavând hrană, cu siguranță nici peștii mari nu vin pe locul nădit. Așadar, încă 3 coșulețe de pelete pe vadul de 12 metri.
dacă întrebarea firească este de ce o cantitate atât de mare, răspunsul este unul singur. Pentru că există această densitate mare de caras care consumă peletele foarte repede, consumă orice fel de nadă, aș duce în vad foarte repede și cu siguranță peletele pe care le duc eu astăzi în vad, indiferent că duc un coșuleț de pelete, două, trei coșulețe de pelete, acestea nu vor hrăni peștii care vor veni pe vadul meu. Au un rol pur și simplu de atracție. Partidele de pescuit în vaduri scurte sunt partide de pescuit destul de pretențioase în care pescarul trebuie să fie atent la toate detaliile. În primul rând, trebuie liniște. Deci dacă vecinii de pescuit sau dacă pescarul nu păstrează liniștea, este destul de posibil ca peștii de talie mare să nu se apropie de vadurile apropiate de mal. Al doilea aspect este cantitatea de nadă care se duce în aceste vaduri. De obicei, contrar a ceea ce cred mulți pescari, și anume că vadurile de margine nu trebuie nădite mult, din punctul meu de vedere, eu cred că este exact contrar. Vadurile de margine trebuie nădite mult la început, după care o renădire a vadului trebuie făcută doar în funcție de prezentările avute. Peștii care vin în apropierea malului vin clar după cantități destul de mari de nadă. Au trecut 4 ore din cele 5 alocate partidei mele de pescuit. Am să mă opresc partida de pescuit aici, deoarece în lumina noilor informații și anume a felului în care se hrănesc peștii, deja hotărârea mea este luată. Trebuie să-mi schimb strategia pentru competiția care urmează. Dacă acum 2 săptămâni de zile peștii se hrăneau foarte bine și în apropierea malului, acum prezentările sunt mult mai rare în apropierea malului, peștii încep să se tragă pe apă mai adâncă. Așa cum am spus, temperaturile în ultima vreme sunt foarte mici în timpul nopții, probabil din această cauză și peștii au un semnal că vine frigul, că trebuie să se retragă pe apă mai adâncă, dar, surprinzător, au început să se hrănească cu frenezie carașii. Așadar, strategia mea pentru competiția care urmează este una bazată, în primul rând, pe caras cu bonus de crap. Așadar, lăsând la o parte faptul că eu am făcut și un mic test în această partidă de pescuit, revin la subiectul acestei filmări și anume pescuitul în vadurile de aproape. Pentru doritori, puneți în aplicare ceea ce am arătat în partida de astăzi și cu siguranță în acele lacuri în care peștii caută hrană și în apropierea malurilor, veți avea rezultate notabile.